să ne vorbească despre cum crești problemele de creștere, de afaceri de familie și am să vă rog din nou în aplauz. Mulțumesc foarte mult. Am să fac o completare, am și un răspuns pentru tânărul care a pus întrebare de doamna Bordov, Advisors sau Directors, și anume că există un program în cadrul Many Business Leaders, care de fapt este chiar un serciu, în care se numește 101 de la 3 la succes și în care ne-am propus ca antreprenori sau intraprenori din România să poată să dea sfaturi companiilor mai mici care doresc să dezvolte și poate să-și aleagă un mentor în rândul celor din Many Business Leaders. Ok. Dacă să mai fac o completare, tânărul este veci în acest program, unul dintre succesele acestui program. Nu l-am văzut când s-a ridicat în picioare cu oamenii asta. Ok. Eu astăzi îmi propun să vă prezint un slide despre ce înseamnă ADN, un motiv, din prisma mea, al antreprenorului. Să vă spun că sunt, practic, patru mari caracteristici ale unui antreprenor. Și anume, prima caracteristică sunt abilitățile personale. Și aici sunt câteva abilități pe care le consider cruciale. Și o să vedeți dacă, și poate facem o discuție pe fiecare punct, dacă țin sau nu de ADN. În prima parte, s-a putut de persoane, sigur, este, n-am să iau tolerența la risc, am să vă spun bine despre ce e vorba. Perseverență. Da? Perseverența, pot să vă spun că a dus-o mai devreme pe Moriu Catalpeș, care e colegă din nou cu noi revele, și care conduce un task force de educație. Și care, acest task force are două o întâlnire pe săptămână, care durează vreo 4-5 ore, în care, după ce ceilalți membri ai acestui timp și-au dat seama ce mult de muncă este să stai alături de noi, i-am învățit în două învățământ preuniversitar și post-universitar, ca să poată să facă față la perseverența asta ei, care este incredibilă. Deci, ea este un munte de perseverență. Apropo, să știi că acum a plecat la o întâlnire a task-ului. Deci, este, dacă te prinde măriuta pe problemă și te toacă mărunt, e perseverență. Inițiativă. Inițiativa, am să vă spun, de mama mea, care are 72 de ani și căreia, dacă îi spun, trebuie să dărâmăm un zid ca să mai facem un cabinet, îl dărâmă ea tot în acolo. Deci, credeți, deci mama a lângă mine e șmecheră. Viziune. Viziunea, știți, asta poate să fie... Eu aș bate-o de din context, asta este la un material profesional și l-aș lăsa în zona de gândire creativă, deja ultimul capitol și o să vedeți și de ce. Optimist și inspirație. Deci dacă un antreprenor dorește să facă un business și nu are optimism, credeți-mă că... am avut un exemplu, eram într-o zi foarte supărat. Foarte supărat. De obicei, sunt un om care împinge, hai să facem. Și pur și simplu, pe toată durata ședinței, o ședință asta în care sunt 30 de manageri, în MedLife, în care pur și simplu am trecut pentru că eram supărat o problemă care nu era legată neapărat de serviciu. Credeți-mă că, deși compania merge foarte bine, toți managerii și managerii vechi și s-au întrebat timp de o săptămână dacă s-a întrebat ceva cu mediul. Deci un care stă. Sau un care, hai să facem, dă-i trucul, luăm credite, mai construim o clinică. Deci optimism este extrem de important. Inspirație, din nou am să las în toată zona, dar am să vorbesc de toleranța la risc. Toleranța la risc, am să vă spun două-trei cifre, foarte scurt, pe scurt, în România. România are două caracteristici. Una dintre ele este că, într-un studiu Eurostat, 76% dintre români doresc să-și facă o companie. Cea mai mare cifră în Europa la distanță mare. În schimb, mai e o cifră foarte mare, și anume 56% dintre români, la 56% dintre românii care vor să-și facă o companie, le e frică de eșec. Este această frică de eșec pe care o portăm asupra noastră. Și am să răspund la întrebarea, trei sfaturi pe care le-aș da, ar fi format așa. Dacă ai o idee, fă-o, dacă ai idee, fă-o, dacă ai idee, pune-o mai scurt. Deci cred că asta înseamnă antreprenor, să aibă toleranță la risc. Și atenție, nu la risc, ci și la eșec. Americanul spune că am avut un business, am dat faliment, ok, John, let's start another one. Nu. În România, toată lumea a dat faliment, e insolvență. De obicei, din afacere pe care le pornește un antreprenor, dacă ies 2 din 5, e foarte inspirat. O a doua abilitate este cea interpersonală, când ești bun comunicator, un negociator bun. La bun comunicator, am să dau exemplu fratele meu, care e medic, e psihiatru. Și, de exemplu, noi în MedLife avem 1200 de medici. Credeți-mă că dacă m-ați lăsat față în față cu ei, cu tot spiritul meu antreprenorial, cred că mi-ești aibut. Deci trebuie să stai să-l ascunzi pe fiecare că pensa numărul 24 din Rusa de chirurgie are
nu-i ce trebuie. Sau gelul folosit pentru ecograful de, eu știu, eco de cort, trebuie să fie mai subțire un pic, parcă nu-mi place mie consistența. Trebuie să fie un bun ascultător. Asta e, și am să revin, o să vedeți că pe final o să revin foarte aproape la ceea ce a spus Cosmin. Efectul la diverse abilități necesare pe o companie, nu la bordul de director și am să cobor la management. Etică. Etica este, cred că, centrul acestui... Vedeți, ne-i în centrul slide, întâmplător, să știți, în centrul slide. Deci dacă poniți o companie și nu sunteți etic, nu va fi nimeni. Este exact ca în vorba cu pește la capul. Deci etica este nu numai crucială, ci în timp este cea care va plăti și cea care va da tonul companiei pe care o creați. Ok, leadership, n-am să insist de leadership, e un subiect foarte vast și foarte lung, singur leadership înseamnă multe, înseamnă aici este și o zonă născută. Eu nu cred neapărat că liderii se formează, cel puțin o mare parte din această abilitate este nașului. Abilități practice. Cei vorbind de muncă aia, sigur, să știți că nu cred în antreprenor. Știți că funcționa antreprenorul anilor 90, era ăla care aducea pui cu tirul și aducea blugi și așa mai departe, după care era cel care privatiza ceva pe 96-97, 98-2000. În anii 2005-2006, după anii 2000, au început să avem leasing-uri, să avem mortgages, era toată lumea era prin piața de cash, mai ales în zona financiară, de afaceri se făcea mai ușor. După care a venit această criză zguduitoare și credeți-mă că cel puțin companiile cât de așezate de câțiva ani, care nu aveau un management și chiar antreprenor, să înțeleagă importanța instrumentelor financiare, a devenit crucial. Și dacă România a avut un mare rezultat al acestei crize, dacă vedeți un mare rezultat al acestei crize, este că firmele care au fost empiric construite au dispărut. Deci cei care nu au stat cu cash flow în față, cu niște instrumente financiare, nu au avut niște advisor foarte bun pe zona financiară, în special cash flow. Să știți, cash flow trebuie să vă sune în urechea asta, fără cash nu există business. Ok. Un negociator, scuze, cunoștințe specifice, organizare, planificare, ține foarte mult de experiența noastră, de modul, de abilitatea de a discuta cu oamenii, de cât sunteți de ordonat, nu ați planificat, sigur că nu e suficient să ai o idee, mai zis mai devreme, puneți-o în practic. Puneți-o pe hârtie înainte, în ce faceți dacă puneți așa, de să aveți o problemă. E, acum ajung și la zona de ADN. Deci dacă ați văzut că am scos din context, poate, viziunea și zona de antreprenoriat de la primele două, dar în realitate, primele trei abilități se învață. Deci dacă vorbim de ADN de antreprenor și de moștenire, de fapt asta este cine moștenește pe cine, dacă se poate preda ștafeta de antreprenoriat și de leadership. Nu cred că așa. Eu, de exemplu, în filmul meu să fie caricaturist sau un vechist. Jur. I-am declarat nevastă, mea nevastă, mi-a spus, nu, ești nebun. Nu. Vreau să aibă o viață liniștită. Să facă caricaturi. Sau să scrie poezii. Poet. Vă dați seama ce mișto să fie poet? Stai, îmi place să scrie poezii. Pe cuvânt, nu-mi doresc. Dacă îmi va dori, sigur că va fi ce va dori el. Dar nu înseamnă că eu, sigur că sunt subiectiv, mă la filmul zic cel mai deștept, cel mai frumos și va crea un imperiu. Dar asta e o chestiune care urmează să vedem. Știți? Gândirea creativă, identificarea oportunități. Poți să știu dacă băiatul meu de 10 ani identifică oportunități? Eu nu cred în chestia. Dar are idei originale. Sigur că are idei originale incredibile. Acum o săptămână m-a chemat la școală. Deci, identificarea soluției. Sigur că identifică soluții pe loc. Le-a spus la vreo 10 fete din casă că le iubește, după ce am spus eu. Și când a văzut că nu-i merge, a venit la mine și zice, nu merge să rezumă soluții sau mă. Deci, omul caută soluții, le identifică și așa mai departe. Deci, zona de ADN, privită foarte pragmatic, e formată din gândire creativă și putem discuta pe zona de viziune și leadership de la primele două abilități personale și interpersonale, care eu cred că parțial te și naște. Nu cred că se învață. Sau se și cultivă. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte foarte scurte despre M&A, pentru că toată lumea și-a văzut și mai devreme în panelul anterior, ce am prins, s-a discutat despre a vinde o companie. Am experiența de a vinde de două ori parțial cu cărți din MetLife, către Banca Mondială și către Societe Generală. De asemenea, o experiență foarte mare în mare. O experiență destul de bună în ceea ce înseamnă achiziții de companii, de mers prin țară și de a face oferte pentru a cumpăra o companie din domeniul medical, pentru a vedea dacă meciuim prețul, ce oferta și ce.
Pot să vă spun că am avut în total 4 achiziții, în domeniul medical, mai sunt și altele. Dar am avut și 4-5 momente în care am stat cu SPA-ul, Shares Purchase Agreement, pe masă și nu l-am semnat, pentru că unul dintre ei s-a răzgândit. Deci e foarte greu, e o chestiune, un vis. Și ceea ce aș vrea să rețin să împărtim pe este scurte, domnul, companiile nu se vând, ele se cumpără. Și aici vine un paradox. În momentul în care trebuie să gândești că trebuie să faci o companie pe care trebuie să o vinzi, pe care îi cumpăra o. În momentul în care oferta, te gândești dacă aș cumpăra eu, deși să nu o țin. Da? Deci e un cerc vicios care e foarte periculos. Eu așa am vrut foarte pe scurt să vă spun despre aceste abilități. ADN-ul nu cred că din generație în generație se va moșteni, a dat exemplu Nokia. Până în anii 70, dacă vrei de Panam, sau de nu știu ce companie, o iași de Nokia acum 10 ani, spune domnule, ăștia o să fie veșnici. Lumea s-a terminat, lumea se mișcă incredibil de repede. Și ideea că îi faci o companie care o lași copiilor, cred că e depășită. Azi ești primul, mâine ești. Aștept întrebări, dar vreau niște întrebări incomode, că de-aia am venit să știu, n-am venit să vă răspund. Mihai, vreau să întreb eu. Da. Care a fost eșecul tău? Oh, oh! Păi n-am venit timp, cât mai avem. Uite, mai ai 4 minute. 4 minute. Păi în 4 minute să vă spun un eșec. Mai repede, că uite, trece timp. Da. Păi, la un moment dat am avut o moară și o brutărie când aveam 23 de ani la Uniești, județul Dâmbovița. Și am avut un eșec. Eu n-am calculat în mintea mea că, de fapt, iarna nu se poate să aduc pâine. Am fost între pâine care m-am gândit să o ambalez, de 2-4 uriașe și iarna la fărmic. Și iarna s-a făcut autostrada, pe vremea aia se bloc autostrada cu săptămâni, nu era că mai fan cu el, cu circulă în 5 minute. Deci, nu, n-am mers 2 săptămâni și a trebuit să închidem România. Și atunci e un eșec pe care îl pot da. Un alt eșec este compania de coci, Nautic Life Group, care vinde, a vândut așa, 30 de bărci cu 3 ani, 20 de bărci cu 2 ani, 10 bărci am trecut și anul s-a dus ori. De ce? Și-a face rușinea. Cum te obișnuiești cu eșecul? Ai dar nu. Atenție, nu obișnuiesc cu eșecul. Aici e o discuție mai lungă. Sigur că pentru un startup e foarte bun dinamismul și eu cred foarte mult în ideea că tot cei 3 F pe care i-au zis de peste tot funcționează. Că banii vin tot de la family, friends and fools. Și a fost un proiect în Marea Britanie, se numește Startup Breeding, făcut de niște organizații non-guvernamentale, care au încercat să încurajeze antreprenoriatul. Au reușit să încurajeze mai puțin de 385.000 de companii s-au format. Și în principal este vorba despre a convinge oamenii să înceapă. Pentru că suma medie necesară în Marea Britanie să începe o afacere a fost de 7.000 de pounds, la 385.000. Deci, atât de mult mai ușor. Pare că mă finanțez, e complicat, nu. Până la urmă, să știți că startup-urile nu sunt finanțate de nimeni, nici în America, nici în Australia, nici în Groenland. Nimeni. Tot cu banii de la părinți sau cei trei fru, trebuie să începem să facem. Adică. Dacă aveți întrebări? Dar incomod, altfel nu răspund. Dacă mă întrebați ceva, simplu. Sergiu. Dar sunt scurt, foarte mine. Foarte scurt. Care este diferența dintre un salariat și un antreprenor? Foarte scurt. Într-un cuvânt. Am să vă zic, vă dau un răspuns legat și de prezentarea lui Cosmin. Și anume că în anul 1906, cine era născut în 1978, să zicem? În 1935 cine era născut? Ok. În anul 1978, doi soți se numeau Elizabeth și Guilford Pinchot din California. Într-o corespondență între ei au scos un cuvânt. Intraprenor. Mai târziu a apărut și în dicționarul 85, a apărut în dicționarul american în limba engleză, care spunea antreprenorul este o persoană care poate să creeze business, să aibă idei originale în cadrul unei corporații. Adică nu e necesar neapărat să fii antreprenor ca să fii, să creezi, să adaugi valoare. Și ați văzut că i-a apărut acum, e contemporan cu noi, că cu voi toți, deci cuvântul ăsta nu exista. Este valabil tot ce vedeți aici și pentru intraprenor, credeți-mă. La MedLife, cel puțin compania noastră, încurajăm foarte mulți managerii care au idei originale, care au gândire creativă. Deci nu trebuie să excludeți că acea gândire creativă este apanajul acționarului, nici vorbă de așa. Avem clinică, de exemplu, în drumul Taberei, unde managerii s-au spus, domnule, ca mine sunt numai pensionat. Singura mea variantă este o cupoane pentru personal în cutia poștală. Managerii s-au de la clinica din Băneasa, a zis, nu mi-e trebuie să trimis SMS, că aici am trafic mare în față. Sigur că a făcut.
Managerul s-a de la Unirea, domnule, eu am prea mulți abonați, pentru că sunt toate băncile și firmele mari în centru și nu fac cash. Și atunci trebuie să ofer niște servicii care nu sunt incluse în abonament. Și atunci pun un centru de gastroenterologie și încă unul de menopauză, potențial Dexa și așa mai departe. Deci gândirea creativă este extrem de importantă. De exemplu, centrul Dermalife, care credeți-mă una dintre cele mai de succes unități ale medicale, este ideea managerului de la Vanessa, care zice, fac un limit pentru că femeile se deschide de orice bani ca să fie frumoase. Și așa. Pam! Mai am o întrebare, cum poți să plec așa, dar una incomodă, rău. Spune-o frumos, cred că te-am satisfăcut de aici. Ai dorit să faci bani? O perioadă. Și acum ce dorești? N-am spus ce vreau pentru fiul, să fie sănătos. Și pentru fată? Vreau să mărite gâncină la 45 de ani. Mulțumesc!